În clipul de astăzi vă iau cu mine la plimbare și filmăm pe DJI Pocket 3. Am găsit o pădure, un parc, la vreo 10 minute de mine, în orașul Lansud. Și arată foarte fain aici peisajele, așa că am zis, hai să luăm uh, o cameră și să mergem la plimbare. Este un parc lângă un castel oarecum, de asta cred că este mai impresionant decât parcurile normale. Arată mai degrabă ca o pădure decât un parc, dar este foarte bine amenajată. Iar astăzi filmăm pe DJI Pocket 3, suntem în 4K 60 de cadre pe secundă, având în vedere că e lumina afară, ajută mai bine la shutter speed să fim în 60 de cadre pe secundă. Prin acest parc găsim și tot felul de chestii interesante, precum ar fi această statuie. Și comparativ cu un parc normal, îmi place foarte mult că avem o grămadă de forme de relief o grămadă de poteci pe care poți să te plimbi și să vezi niște peisaje superbe. De obicei, astfel de peisaje le vezi doar prin păduri, dar prin păduri nu ai un acces atât de amenajat. În ultima vreme am testat o grămadă de camere, dar am ajuns la concluzia că DJI Pocket 3 este camera cea mai potrivită pentru vlogging, pentru că nu este o cameră grea, ține foarte bine bateria, nu se supraîncăzește, are un autofocus foarte bun, și poți să folosești un microfon wireless, precum folosesc acum, iar dacă mai ai un prieten cu tine, suportă două microfoane wireless conectate în același timp. Pe lângă asta, DJI Pocket are un ecran rabatabil destul de mare, OLED, foarte luminos, pe care îl văd foarte bine chiar și cu ochelari de soare. Avem un senzor foarte mare pe cameră, un senzor de 1 inch, ceea ce înseamnă că această cameră o să se descurce destul de bine și pe lumină mai scăzută, comparativ cu camerele de acțiune. Și cel mai important pentru mine, camera asta are stabilizare mecanică, este un gimbal și eu prefer foarte mult stabilizarea mecanică în comparație cu stabilizarea digitală. În primul rând pentru că nu trebuie să facă crop pe imagine, iar în al doilea rând pentru că imaginea arată mult mai curată din punctul meu de vedere pe o stabilizare mecanică sau optică. Stabilizarea asta mecanică se descurcă foarte bine chiar atunci când merg. Observați că imaginea arată foarte stabil, deci pentru filme de vlogging, traveling, cred că este ideal o astfel de stabilizare mecanică. În comparație cu camerele de acțiune, avem și autofocus, așa că dacă sunt de exemplu foarte aproape de o floare, așa cum suntem acum, poate totuși camera să focuseze pe această floare. De asemenea, cu ajutorul joystick putem să filmăm astfel de panorame, mișcări care sunt mai greu de realizat cu mâna, e mult mai ușor când faci chestia asta din cameră. Gimbalul poate fi îndreptat atât în față cât și în spate, deci poți filma în direcția în care ai nevoie. Camera suportă și funcția de face tracking pe care am activat-o acum. Nu o folosesc întotdeauna, dar ajută de exemplu pentru expunere și dacă vrei să nu fii întotdeauna 100% atent la cameră, de exemplu atunci când mergi printr-un oraș și vrei să te filmezi. Camera vine cu o lentilă ultra-wide pe care o poți atașa magnetic pe senzor, dar poți să folosești camera și fără acest senzor ultra-wide, bineînțeles atunci când câmpul este puțin mai restrâns. În momentul de față am acea lentilă ultra-wide pe cameră, mă ajută să am un unghi de vizualizare mai larg. Haideți să vedem cum arată imaginea fără această lentilă. Și așa arată imaginea dacă renunți la lentila ultra-wide. Nu este o diferență enormă, dar e o diferență care poate să te ajute în anumite circunstanțe. Și bineînțeles, cred că această lentilă ultra-wide este utilă atunci când te filmezi pe tine sau atunci când vrei să filmezi ceva și nu ți intră totul în cadru. Dar atunci când vrei să filmezi ceva în jurul tău, prefer să folosesc camera fără lentila ultra-wide. De exemplu, dacă vreau să prind în cadru tot copacul ăsta, a fost necesar să pun lentila ultra wide. Dar, bineînțeles, în situația asta puteam să mă duc și mai în spate. De asemenea, lentila ultra wide ajută dacă vrei să arăți ceva în stilul point of view, adică să vadă oamenii ceea ce vezi tu, pentru că avem unghiul ăsta destul de larg, cam așa arată lentila ultra wide atunci când mă deplasez. Iar fără lentila ultra-wide, cam așa arată lucrurile. Aici distorsiunea nu va mai apărea nicăieri, deși mie mi se pare că și lentila ultra-wide menține distorsiunile destul de jos. În momentul de față, astea sunt culorile directe din cameră, nu fac deloc color grading, dar pot să filmezi și în log. Microfonul poate fi folosit pe post de telecomandă dacă apeși pe butonul de sincronizare poți porni sau opri înregistrarea, lucru care este foarte bun pentru că nu vrei întotdeauna să pornești înregistrarea până când nu ești pregătit să areți ceva, de exemplu. Mai departe, microfonul are o funcție de noise cancelling. Dacă apas pe butonul de power, acel AI va intra și va curăța zgomotele de fundal. În momentul de față nu am funcția activată, deci s-ar putea să auziți și zgomotul din jurul meu, păsări și așa mai departe, dacă apăs pe acest buton, în momentul de față, sunetul este oarecum trecut printr-un filtru și ar trebui să se audă mai puțin zgomot de fundal. Sunt curios dacă se simte sau nu diferența. Dacă vrei ca filmarea ta să arate mai cinematic, poți filma în D-Log M și poți aplica după aceea corecție de culoare în funcție de stilul tău când editezi clipurile. Personal, nu am chiar să fac acest pas adițional, motiv pentru care filmez în profilul normal de culoare. Din experiența mea, imaginea arată foarte calitativ, dar aveți grijă atunci când editați să puneți cât mai mare bitrate-ul când faceți export. Pentru că pe degeaba ai o cameră care filmează foarte bine dacă atunci când editezi nu pui un bitrate bun. Pentru că YouTube va mai compresa încă o dată filmarea. Eu fac encodare undeva pe la 100 de megabits pe secundă. Bineînțeles, asta va însemna că YouTube va sta puțin să proceseze imaginea, dar va arăta mult mai bine decât dacă faci o encodare la vreo 10-20 de megabits. Dacă cumperi pachetul complet, primești și o baterie în plus care se atașează ca un mâner pentru camera asta și poți să filmezi încă pe atât aproape la lansare camera asta a avut niște probleme de supraîncălzire și se închidea după vreo jumate de oră, după un firmware upgrade, acum camera nu se mai închide, am filmat cred că și vreo 5-6 ore în mod continuu cu camera, chiar poți să o pui la încărcat și nu am avut probleme. Dacă vrei să te ține și mai mult sau dacă ai avut probleme de supraîncălzire, îți recomand să scazi rezoluția, de exemplu, în 4K30 în loc de 4K60. Aici este mai degrabă schimbarea de framerate dar poți să faci lucrul asta. Camera suportă și conexiune wireless la telefon sau la tabletă, dacă vrei să vezi totul pe un ecran mai mare atunci când filmezi pentru o încadrare corectă, dar ai grijă întotdeauna când folosești funcții din astea suplimentare. Camera va folosi mai multă procesare, deci bateria va ține mai puțin și sunt șanse mai mari de supraîncălzire, de exemplu. Cu ajutorul unui cablu USB tip C poți conecta camera și la calculator, poți să-ți transferi fișierele sau poți să folosești camera asta pe post de webcam. Și funcția de urmărire a feței este disponibilă în continuare și pe partea de webcam, doar că ești limitat la Full HD. Camera poate filma și în HDR, dar în general eu m-am ferit de HDR, pentru că nu toți au un dispozitiv capabil să ruleze HDR așa cum trebuie. Un lucru pe care puține camere îl au, poți să filmezi în Slow motion în 4K 120 de cadre pe secundă, fără niciun crop pe imagine. Și vă dați seama că avem și stabilizarea mecanică. Lucrul ăsta este important pentru că multe camere care filmează în 120 de cadre pe secundă aplică un crop, adică un zoom pe imagine, și în unele cazuri poate fi chiar imposibil să faci înregistrarea pe care vroiai să o faci în slow motion, datorită acelui zoom pe imagine. Din păcate camera are doar zoom digital și cam așa arată zoomul digital la 2x în momentul de față. Face zoom direct pe senzor sau pe imagine, deci nu aș face deloc zoom, aș prefera să fac în softul de editare acest zoom digital pentru că este același lucru până la urmă. Diafragma este fixă la F2. Asta înseamnă că dacă filmezi în lumină puternică, s-ar putea ca shutter speed-ul să nu fie deloc cinematic așa cum ți-ai dori. Pe mine nu mă deranjează foarte mult chestia asta pentru că nu vreau neapărat să fac filmări cinematice și motion blur-ul nu este important pentru mine. Mie îmi place gaming-ul și îmi place foarte mult să nu am deloc motion blur. Camera vine cu o carcasă de plastic și pot să pui aici înăuntru lentila ultra wide, poți să o atașezi magnetic înăuntru și poți să pui și camera fără nicio problemă și microfonul se atașează în partea de sus. Ăsta este motivul pentru care camera se numește DJI Pocket sau buzunar, pentru că poți să o pui în buzunar după ce o pui în această carcasă, fiind o cameră foarte compactă. Eu mi-am luat și un filtru ND pe care l-am atașat acolo magnetic, dar acolo ar fi locul unui Black Mist Filter. Acel filtru ți-ar da o imagine mai cinematică, dar o imagine mai neclară în final și motiv pentru care eu nu folosesc astfel de filtre. Mie îmi place ca imaginea să fie cât mai clară, nu mă interesează să fie mai cinematică. Ecranul rabatabil folosește un mecanism pe arcuri, dar nu este un ecran cu care să te joci. Multă lume se joacă cu ecranul ăla și îl desface fără să țină de el, motiv pentru care ecranul se poate deteriora. Camera filmează pe un card microSD și poți să filmezi ore întregi, cred că suportă carduri și de 1TB fără nicio problemă și nu ai nevoie chiar de cea mai mare viteză, dar recomandabil este să fie totuși un card de viteză bună. Dacă doar ții camera în mână, stabilizatorul face ca imaginea să arate ca filmată de pe un trepied, lucru care este foarte greu cu alte camere. Camera poate fi folosită cu succes și pentru turul orașului. Eu urmăresc, de exemplu, mai multe canale de YouTube unde nu se prezintă nimic altceva decât o persoană merge la plimbare prin oraș și poți să vezi diferite orașe din lume, exact ca și cum tu te-ai plimba pe străzile acelui oraș. Pentru camera asta există foarte multe accesorii pe piață și unul dintre cele mai interesante este un accesoriu care îți permite să montezi de o mașină camera asta și am văzut că foarte mulți videografi care filmează mașini profită de chestia asta și folosesc o astfel de cameră pentru că este destul de greu să filmezi mașini, mai ales în mers ai nevoie de setup-uri destul de complicate. Dar cu astfel de cameră, care are și stabilizator mecanic, arată superb filmările unor mașini pe autostradă sau pe un drum în mișcare. În concluzie, toate funcțiile astea cred că fac din Pocket 3 una dintre cele mai bune camere pe care le poți cumpăra în momentul de față din orice categorie, pentru că îți permit să filmezi clipuri de calitate dar având la tine un dispozitiv foarte compact, foarte ușor de carat, care nu se supraîncălzește, care are niște funcții pe cum face tracking, care poate fi folosit pe post de stabilizator mecanic pentru că are această funcție direct integrată, audio foarte calitativ, camera ideală pentru content creation. În concluzie, sunt foarte curios cum vi s-a părut clipul de astăzi. Arată destul de ok, este utilizabil pentru o platformă precum YouTube. Bineînțeles, dacă vrei să faci un scurt metraj, un film pentru Netflix, cu siguranță există camere mult mai bune. Dar pentru content creation, pentru YouTube, pentru TikTok, pentru Instagram, cred că această cameră se va descurca mai bine decât este necesar. Ca atât din partea mea pentru clipul de astăzi, până data viitoare, toate cele bune, papa. Pa!